Spun că mi-a atras atenția un lucru absolut incredibil. A fost întrebată la un moment dat, cred că de domnul Curea a fost întrebată doamna Chioveș, și cum își explică faptul că România este atât de des condamnată la CEDO. Și dânsa a avut un răspuns năucitor, pentru că legile în România sunt neclare. Păi de câteva luni de zile, domnul ministru Tudorel Toader se chinuie să modifice legile justiției, cele trei legi. De câteva luni de zile ne chinuim în Parlament să punem în acord textele de lege declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională cu deciziile acesteia și să ajungă procurorul șef al DNA, care se opune cu toate puterile dânsei, pentru că am văzut, se opune doamna Chioveș și cu toate puterile dânsei modificărilor pe care Parlamentul și Ministrul Justiției le dorește, și totuși să te duci la Bruxelles și să spui că acesta este motivul pentru care România este condamnată la CEDO, nu abuzurile și nu din cauza abuzurilor determinate de reaua credință a celor care aplică legea în acele cazuri.